Am revenit, stimați telespectatori, după o scurtă pauză de publicitate. Alături de mine, în emisiunea VTV Special, o avem ca invitată pe Francesca Bălan, handbalistă de la SC Râmnicu Vâlcea, de la secția de tineret. Antrenoare Miară 2. Draga mea, rămăsesem în prima parte a emisiunii la calități, la dobândirea acestor calități pe care ar trebui să le aibă o jucătoare. Și spuneai că fără muncă nu putem să realizăm absolut nimic. Dar ai muncit zi de zi, ai obținut rezultate foarte bune și aș vrea să le spunem și telespectatorilor noștri care sunt pentru tine cele mai mărețe rezultate? Sincer, rezultatele sunt de fapt în trăirile pe care le-am avut. Momentul în care vezi că poți să te ții de anumite echipe foarte puternice, momentul în care vezi că faci față, momentul în care urci către un alt nivel și vezi că faci față tuturor, atunci asta contează cel mai mult. Au fost medalii câștigate, locuri câștigate, avem performanțe atât cu Centrul de Excelență, unde am jucat la UNSS-uri și am avut loc întâi, medalia de aur. Au fost momentul în care ne-am ținut de divizii, unde am jucat cu Centrul de Excelență de divizii care au promovat în Liga Națională, iar noi am fost acolo la un gol două de ele. Suntem vicecampioane la tineret, la SC Râmnicu Vâlcea, alături de doamna antrenoare, Miară 2. Toate chestiile astea se transformă în trăiri pe care nu le poți înlocui niciodată. Care sunt principiile tale de bază? Și când mă gândesc la asta, mă gândesc strict la persoana ta, adică doar legate de tine sufletește. Ce accepti, ce nu accepti? Pe ce principii mergi în viață? În primul rând, disciplina. Am un program pe care eu singură mi-l impun. Am o oră, haideți să nu depășesc o anumită oră, să stau foarte târziu afară, pentru că a doua zi trebuie să fiu odihnită. Am un interval de ore în care mănânc câteva ore înainte de antrenament, pentru că alerg foarte mult și corpul trebuie să fie hrănit, dar în același timp să nu fi mâncat prea repede și să dau înapoi. Sunt unele chestii pe care tu trebuie să ți le impui ca să poți să ajungi undeva, să poți să, în primul rând, să poți să ai pregătirea necesară, în primul rând, organismul să te lase să te poți pregăti suficient de bine. Am înțeles asta. Acum aș vrea să te mai întreb. Ce face Francesca în puținul timp pe care îl are? Ce îi place să facă? Pe cel mai des ies cu colegii de echipă, da, cu prietenii, ies afară la un ceai, mergem, ne plimbăm, ieșim din oraș, mergem la târguri de Crăciun, mergem la... Petrecem timp împreună, ne detașăm puțin de acest orar încărcat pe care îl avem și încercăm să ieșim, să ne destindem, să stăm liniștite, să vorbim, să comunicăm, să ieșim din monotonia asta de antrenament, antrenament, antrenament. Pui bazele pe dezvoltarea ta personală? Da, cu siguranță. Îmi place foarte mult să mă îngrijesc, îmi place foarte mult să studiez lucrurile, să, nu știu, să mă implic și în alte activități, pentru că, până la urmă, suntem și noi pe lângă handbal. Da. Care sunt cele mai importante sfaturi pe care le-ai preluat de la antrenorii tăi? Așa, câteva doar. Pe ce principii aveau față de tine? Că, cu siguranță, voi sunteți diferite, chiar dacă jucați într-o echipă. Și da, antrenorul de fiecare dată spune ceea ce simte pentru tine. Adică mă refer la calități, la, nu știu... Da, antrenorul este imparțial cu toată lumea. Adică nu există să
denigreze pe cineva sau depinde ce tragi tu de la fiecare antrenor, ce îți place ție de la fiecare antrenor. De exemplu, eu de la doamna Ileana Morari am învățat ce este disciplina și munca serioasă. De asemenea și de la doamna mea, doar că ce m-a atras foarte mult și îmi place la dânsa este faptul că ea mereu vrea să câștige și are acest spirit de învingător pe care mi-l transmite și îl simt cum vine către mine. Da, este o femeie foarte puternică care ne transmite din energie și din spiritul ăsta. Ce calități ar trebui să aibă un copil ca să poată, vorbeam noi mai devreme, să poată să absoarbă toate aceste informații prețioase pe care le oferă un antrenor? Nu trebuie să aibă calități. Trebuie să își dorească. Păi asta este. Trebuie să-i placă ceea ce face și să-și dorească. Trebuie să simtă înăuntru ce să agreze și ce nu. Pentru că știm destul de bine, fac o paranteză, sunt persoane care vorbesc, dar vorbesc singure că nu sunt ascultate, știi? Și consideră sportivii, eu știu, nu mai trebuie să ascult. Nu. Înțelegi? La asta te întrebam. De ce ar trebui unui sportiv trebuie să poată... Fie deschis. Da, deschis. Trebuie să fie deschis, să accepte când îi se spune că greșește, să accepte ce are de învățat, pentru că până la urmă, toată viața ai de învățat. Da. Nu... Dar nu poți ajunge la o performanță dacă nu accepți. Da, și nu neapărat în handbal. Vorbim la modul general acum, legat de asta. Nu poți să evoluezi ca om, ca persoană, da, nu doar în handbal. Dacă nu ești deschis și nu accepti și punctul celuilalt om de vedere, dacă nu accepti și varianta respectivă, pentru că poți învăța ceva. Chiar dacă adică este și o critică. Nu doar tu ai dreptate, da, poate din punctul lui de vedere și el are dreptate. Da. Francesca, ce nu ai face niciodată? Ce n-aș face? Păi nu m-aș lăsa de handbal. Chiar nu m-aș lăsa de handbal. Aș juca în continuare și la bătrânețe aș face așa cu persoanele cu care am ținut legătură, să mai mergem, să mai aruncăm la poartă, să mai pui mâna pe minge, să mai... Asta nu aș face niciodată, n-aș renunța la handbal. Mai, îți dau voie să mai zici una. Ce nu ai face? Una? Una măcar. Nu aș face? Una măcar. Nu te-ai gândit la... Nu prea. Poate o discutăm în timpul, pe parcursul da, emisiunii, ca să, da, să nu ținem timp morți, că e păcat că avem foarte multe de discutat. Aș vrea să te întreb legat de carieră. Spuneai că ți-ar plăcea să joci acest sport, adică handbal până la adânci bătrânețe. Bătrâneți. Vreau să te întreb, nu întâmplător faci facultatea de sport doar pentru faptul că vrei să continui studiile, ci faci facultatea pentru a-ți îmbunătăți cât mai mult performanțele tale, să ajungi un antrenor? Te-ai gândit la asta? Un profesor? Da, m-am gândit. Aș vrea să antrenez copii, aș vrea să le dau informațiile necesare, să pot să le fiu un sprijin. Asta aș vrea să caut în mine, un sprijin atunci când dau nevoie de un sfat sau de ceva anume, să pot să le ofer, să știu să comunic cu ei, pentru că până la urmă facultatea către asta mă duce, către pedagogie, să pot să înveți să vorbești cu copiii, pentru că copiii sunt puțin mai complicați așa, trebuie să știi să le vorbești, trebuie să știi să te comporți. Și da, m-am gândit la un plan B când o să-mi termin cariera, pentru că până la un moment dat chiar se va întâmpla asta. Da, da, da. De ce nu? Foarte frumos. În momentul de față, cum simți că va merge Francesca mai departe? Cum simți tu? Ce ți-ai dorit? Ce ți-ai dorit tu? Acum, în momentul de față, ești la SCM Râmnicu Vâlcea, la secția de tinere. Ce își dorește Francesca mai departe, după tineretul acesta? Să progresez din ce în ce mai mult anul acesta cât mai am aici, contract cu SCM-ul. După care să vedem, aș vrea să merg în afară, să experimentez și
handbalul în afară, să progresez ce în ce mai mult și în 2-3 ani să ajung la o echipă foarte mare cum ar fi Gheorghiu, Ferencvaros, Vipers, de ce nu, la o echipă unde să simt că tot ceea ce ai construit mea, până acum, iată, s-a fie realizat. Da. Îmi plac visele tale. Da, ce de sus. Da. Păi așa se spune, că dacă ce gândești, atragi. Da. Așa că este foarte bine să o țintești cât mai sus ca să poți ajunge. Aș vrea să te mai întreb dacă ai schimbat ceva, pentru că eu degeaba mă gândesc că aș vrea să schimb ceva în handball în momentul acesta, pentru că nu prea știu atât de bine, pentru că nu-l joc, nu-l trăiesc. Tu, faptul că-l trăiești în aceste momente, ai schimbat ceva în regulament, în, nu știu, în... Nu, singura chestie pe care în regulile jocului, ce ai schimbat? Legat de handbal, da, de reguli, de așa, nu a schimbat nimic. În schimb, dacă aș avea putere, aș face cumva ca sportivii tineri să poată să ajungă mult mai repede către echipele mari, să li se dea o șansă mult mai credibilă, să fie ajutați și sprijiniți, pentru că, până la urmă, fiecare om se va lăsa de handbal și de jos trebuie să avem puteri, copii, pentru un viitor handbal modern. Dar trebuie să-i ajutăm mai mult să, da, crească, să le oferim condiții și mai ales șansa de a urca către cât un alt mai nivel. Repede. Da. De ce crezi că se întâmplă și bat pasul pe loc încât foarte mulți sportivi se pierd nu numai din lumea handbalului, cât și din alte sporturi? Da, se pierd. Eu stau de vorbă cu ei și exact același lucru spun. Că nu... vor experiență. Nu pot să oferi experiență la vârsta de 15, 16, 17 ani, unde tu poate ești într-un... Poate nu toți pot face pasul, dar sunt... Trebuie încercați, pentru că experiența niciodată nu vii cu ea, o dobândești. O dobândești. Și ca să poți să dobândești, trebuie să ai șansă. Și la șansă nu mă refer la 2-3 meciuri și asta este șansa. Nu, experiența se câștigă în timp. Iar copiii au nevoie de asta, pentru că în momentul în care iei la 2-3 meciuri, îi cobori înapoi, îi muți prea brusc și prea fără deci logică, prea rău cu sentimentele și cu mintea lor, pentru că ei până la urmă fac sportul ăsta cu sufletul. Iar ei se pierd și renunță la lupta asta, pentru că ei consideră că n-au șansă, ei se denigrează pe ei, spun că nu sunt suficienți de buni, știți, și se pierd. Crezi că toți care vor toate lucrurile cât mai repede, să avem cât mai repede succes, să avem toate meciurile câștigate, și ai văzut că de multe ori, chiar dacă echipa, și nu vorbesc de SCM, vorbesc la general și nu neapărat de handbal, chiar dacă sunt toate sportivele sau toți sportivii foarte bune, adică cu experiență bogată și joacă meci de meci, tot se pierde, pentru că asta este frumos în sport. Pentru că nu poți să fii întotdeauna sus, dar să știi corect când faci un pas mic înapoi, că urci înapoi. Asta este cel orice mai frumos. Orice pas înapoi, sunt trei înainte. Trei înainte. Un avânt. Oh. Faci un pas înapoi doar ca ți-ai avânt, cum s-ar spune. Da, da, da. Și nerăbdarea asta... Nu trebuie. Am spus că trebuie să fim ajutați să urcăm mai repede. Mai repede în sensul în care 19, 20, 21, 22 de ani, vârsta la care trebuie să fim integrați ușor, treptat. Nu, gata, ai terminat și generatul, joace aici. Nu, da. Trebuie să luăm totul pas cu pas și contează foarte mult și răbdarea jucătorului, pentru că trebuie să aibă răbdare cu el însăși, trebuie să aibă răbdare cu progresul lui, pentru că nu poți progresa atât de repede și unele lucruri mai ai de pus la punct, mai ai de evoluat. Dar trebuie să fim ajutați și să ni se explice faptul că trebuie să luăm totul ușor, ușor, pas cu pas și ajutați, bineînțeles, să urcăm. Da. Cum vezi handbalul în momentul de față? Și nu mă refer neapărat la handbalul vâlcean, cât mă refer la handbalul național,
Dar haideți să vorbim și despre cel internațional, cum vezi tu lucrurile, pentru că mi-am dat seama că îți dorești foarte tare să ajungi la echipe cât mai consacrate, da. Și cu o experiență foarte mare. Corect, și da. Și să dea Domnul acolo să ajungi. Doamne, ajută, acolo vom fi peste câțiva ani. Mă sun să vin să-ți iau un interviu. Glumeam. Handbalul s-a dezvoltat foarte mult. Înainte nu era aceeași viteză, nu era aceeași forță sau ritm de pasare. S-a dezvoltat în timp și noi acum trebuie să mergem pe chestia asta, pe dezvoltarea asta, să o dezvoltăm și noi la noi pentru a putea face față. Handbalul este pe drumul cel bun, cel puțin internațional, sunt jucătoare foarte, foarte bune și echipe foarte bune și handbalul face diferențe internațional și vorbim de echipe mari, este o diferență. Da. Mă bucur foarte tare că gândurile tale sunt undeva acolo la echipe foarte bune, dar aș vrea să te întreb, pentru un sportiv de performanță, și acum mă gândesc la tine strict, vizionezi cât mai multe meciuri în care naționale și internaționale, urmărești jucători, jucătoare, da, care sunt cele mai bune în handbal, da, ca să te poți dezvolta? Da, jucătorile pe care eu le admir și unde eu aș vrea să, mereu mi-am spus că aș vrea să depășesc jucătoarele mele favorite, să ajung mult mai mult decât ele. Mereu am avut chestia asta să fiu mai bun decât celălalt, dar da, urmăresc fiecare meci, urmăresc să văd cum face, ce face, cum a făcut, de a ajuns acolo, cât de bine a dat, care este tehnica cu care a dat. Urmăresc chiar și antrenamentele și interviurile lor în care spun, am muncit așa, am făcut așa, îți dau un boost de energie și având în vedere că ții informațiile necesare de care ai nevoie, boostul ăla de energie și alături de informații te fac să vrei acum să faci, să reușești. Te motivează. Da, e da, motivație constantă. Mi-ai spus cumva despre planurile tale de viitor. Aș vrea să te întreb în cele mai, eu știu, într-o perioadă foarte scurtă, cum vrei să fii? Din punct de vedere, mă refer handbalistic, dar și cu timpul liber, adică mă refer și pe dacă vrei să sărbătorești undeva, pentru că întotdeauna mai sunt și zile libere pentru handbal. În primul rând, cu handbalul vorbim de pași mărunți, așa că vreau să mă depășesc pe mine la fiecare antrenament, să fiu mai bună decât eram ieri, așa că în handbal nu am ce să spun foarte mult, mă depășesc pe mine, îmi îmbunătățesc în fiecare zi calitățile câte 1% acolo, iar legat de viața personală aș dori să am suficient timp să petrec mai mult timp cu persoanele dragi, cu familia. Îți dă o resetare așa când stai cu ei și nu vorbești doar de handbal, doar de... Știm destul de bine că Vâlcea este orașul care promovează foarte mult și este cel mai important în lumea handbalului. Și iată că te afli într-un oraș în care handbalul se mănâncă pe pâine. Exact asta e expresia pe care o folosesc toți oamenii pe care îi întâlnești pe stradă. Și parcă și nouă ne-a intrat în reflex să spunem acest lucru. Ești mândră? Sunt mândră că reprezint SCM Râmnicu Vâlcea, sunt mândră că am emblema pe training, că port acest training. E un oraș în care, da, handbalul se mănâncă pe pâine, spectatorii sunt peste tot și ne mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat. Ne dorim să apară din ce în ce mai mulți doritori de handbal, cu toate că în Vâlcea sunt foarte mulți. Sprijinul lor contează, îi simțim. Ei formează încă un om în plus pe teren și faptul că sunt alături de noi și în momentele dificile
este wow. Francisca, să știi că mi-i pregătise mult mai multe întrebări pentru tine și cred că și telespectatorii au foarte multe întrebări, dar timpul, din păcate, în această seară, se încheie acum, aici. Eu îți mulțumesc foarte tare pentru prezență, îți doresc să fii sănătoasă. Doamne, pentru că e cel mulțumesc. Mai important pentru o sportivă să fii ferită de accidentări, că astea sunt periculoase și te țin departe de ce e mai frumos pentru tine, terenul de handbal. Transmite-le colegilor tale multă sănătate și lor, antrenoare, miară, dor. Da. Iar eu să știi că sunt datoare să le spun telespectatorilor mei că sunt Sidonia Iancu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. La revedere!